Ultima zi de vacanță s-a terminat prost pentru românii care se întorceau în marile orașe. Cum era și de așteptat, au fost cozi infernale atât pe Valea Prahovei cât și pe drumul Național 2 sau la intrările în București. Pe autostrada A2, dar și pe DN1, nervii șoferilor au fost testați la maxim.